Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un nou sondaj realizat de data aceasta de barometrul de opinii publice arată că doar 3 partide ar ajunge în viitorul Parlament. Este vorba de PSRM, PD și PAS. Supărați de pensiile mici, aproape 150 de pensionari au protestat la judecătoria Botanică, luând cu asalt ghișeile pentru a depune plângeri împotriva autorităților. La aproape 3 ani de la atacul asupra casei lui Dorin Drăguțanu, procurorii susțin că nu au identificat niciun suspect, iar procesul penal a fost suspendat. Fostul deputat Ion Mărgineanu a revenit în capitală după un drum lung pe care l-a făcut pe jos din Bălți spre Alba Iulia. Acesta a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În timp ce sondajele precedente precizau că în viitorul Parlament vor ajunge 4 partide, studiul BOP prezentat astăzi arată că doar 3 formațiuni vor împărți fotoliile în nou legislativ. Este vorba de Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Partidul Acțiune și Solidaritate. Platforma DA se află sub pragul electoral, deși în celelalte sondaje obținea un scor mai mare de 6%. Partidul Socialiștilor a acumulat circa 23% dintre răspunsurile celor intervievați. Un scor aproape identic de circa 7% ar obține PD și PAS, iar Platforma Demnitate și Adevăr ar lua doar 5% și nu ar accede în Parlament. Dacă e să comparăm cu rezultatele aceluiași sondaj, doar că realizat acum 6 luni, atunci observăm că PD și Platforma DA au crescut puțin în preferințele alegătorilor, cu 0,4% și respectiv 0,2%. În schimb, ratingul Partidului Socialiștilor a scăzut cu 3,2%, iar cel al PAS cu 5%. Dar ceea ce este uimitor, ratingurile partidelor, Democrat, PAS, atunci PPDA, practic reproduc la acest moment ceea ce am avut în 2016. Putem spune că de-a lungul ultimilor 2 ani de zile avem o imagine stabilă, că nu e campanie puternică, partidele cumva și atitudinea cetățenilor relaxează. Cum începe campania, cei cu resurse evident au posibilitatea să se ridice mai mult. Sondajul mai arată că aproape 16% dintre respondenți spun că nici nu intenționează să iasă la vot, iar alte 30% sunt indeciși și nu știu încă pentru cine să-și dea votul. La capitolul încredere, favorit se menține Igor Dodon cu o scădere însă de la 23% la 15,6% față de sondajul din luna mai anul curent. El este urmat în top de liderii PPDA și PAS, care au înregistrat și ei un rating mai mic. Pe poziția 4 s-a clasat liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, în care au încredere același procentaj de oameni ca în luna mai, 3% dintre cei intervievați. Cercetarea mai arată că în ultimele 6 luni a scăzut considerabil procentajul celor care au declarat că știu ce înseamnă votul uninominal, de la circa 58% la 38%. De vină ar fi faptul că subiectul nu mai este mediatizat ca la început. Vă amintiți cum a fost lansat acest vot uninominal, foarte masiv pe toate canalele de televiziune ale holdingului. În Parlament oarecum s-a votat votul mix, deja în care este componentul uninominal și cea proporțională, după care guvernarea a hotărât că jocul este făcut și nu mai trebuie mediatizat. Sondajul a mai arătat că aproape 80% dintre respondenți consideră că alegerile nu sunt libere și corecte, iar țara nu este guvernată de voința poporului. Sondajul BOP a fost realizat în perioada 9-23 noiembrie curent, pe un eșantion de 1115 persoane din 82 de localități, cu o marjă de eroare de plus minus 3%. Barometrul opiniei publice este realizat de către Institutul pentru Politici Publice, finanțat de Soros Moldova. 3 dintre cele 5 magistrate reținute în dosarul mitei pentru judecători sunt cercetate penal și pentru alte infracțiuni. Astfel, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, acestea s-au ales cu dosar penal pentru pronunțarea unei decizii ilegale, iar una dintre ele urmează să fie cercetată și pentru imixtiune în actul justiției. Identitatea magistratelor nu a fost făcută publică și pronunțarea hotărârii a fost secretizată, deși, de regulă, este deschisă. Președintele CSM-ului a invocat legea privind protecția datelor cu caracter personal. Din cele 5 judecătoare cercetate pentru acte de corupție, procurorul a cerut pornirea urmăririi penale pentru 4 dintre acestea. Astăzi, CSM a examinat și a acceptat demersul în privința a 3 magistrate. Cea de-a 4-a a depus cerere de amânare din motiv că nu a dispus de un avocat. Sesizările examinate astăzi de către CSM
vizează aceiași magistrați asupra cărora Consiliul s-a expus în ședință precedentă și care sunt cercetați penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de corupție. Acordul de astăzi al Consiliului Superior al Magistraturii va permite Procurorul General pornirea urmăririi penale în privința magistratelor vizate și cercetarea acestora sub aspectul amestecului în înfăptuirea justiției și în urmărire penală, precum și pronunțării cu bună știință unor hotărâri contrare legii. Identitatea judecătoarelor nu a fost făcută publică. Demersurile procurorului general au fost examinate de CSM după ușile închise. Conducerea Consiliului a decis că nici pronunțarea hotărârii să nu fie publică. Astfel, după examinarea demersurilor, jurnaliștii care așteptau în sala pentru presă nu au știut nici măcar dacă cererile au fost sau nu admise. Reporterul TV8 a încercat să intre în sediul CSM să obțină un comentariu, însă paza clădirii a încuiat ușa, iar responsabilul de relații cu presa nu a răspuns la telefon. The number is not answering. Goodbye. Deși ceva mai târziu a fost nevoită să deschidă ușa altor persoane, jurnaliștii oricum nu au fost lăsați să intre. Куда вы идете? Кому? Дела ЧСМ? Мерчим, ешь один сыши. Отвали. Врял с инвитать. Да иди ты, чудо, сервич... инвитат. Chemați pe cineva din serviciul de presă, vă rugăm frumos. Acum să chemați. Noi nu plecăm, noi nu intrăm în interior. Aici este permis. Ceva mai târziu, ofițerul de presă al instituției ne-a recomandat să așteptăm sfârșitul ședinței. Fiind întrebat de jurnaliști de ce pronunțarea nu a fost făcută publică și cine totuși sunt judecătorii vizați, Micu a spus că legea îi interzice să facă public numele lor. Asta deși anterior, hotărârile de acest fel erau publice. Pe de-o parte, avem lege care într-adevăr prevede că ședințele sunt publice, dar există legea specială și privitor că asemenea chestiuni se examinează ședințe închise, asta este una și trebuie să fie depersonalizat. Este o contradicție între legislație la momentul actual. În total, în dosarul Mite au fost arestate 5 judecătoare. Este vorba despre Ludmila Ouș, Lubov Brânză și Galina Moscalciuc de la Curtea de Apel Chișinău și Svetlana Tizu, Victoria Hadârcă de la Judecătoria Chișinău. Din ele, doar Brânză se află după gratii, celelalte magistrate fiind cercetate în arest la domiciliu. Pentru amestec în înfăptuirea justiției, codul penal prevede o pedeapsă cu până la 4 ani de închisoare, iar pentru pronunțarea unei decizii ilegale până la 5 ani de pușcărie. Anterior, avocații judecătoarelor au menționat că ele pledează nevinovate. La ședință a asistat și colegul meu, Sergiu Niculiță. De fapt, a asistat este prea mult spus, pentru că astăzi tu ai avut parte de peripeții. Bună seara, bine ai venit în studio. Sergiu, povestește-ne, cum a fost filmarea ta de astăzi? Bună seara, Angela. Filmarea a fost una de dreptul neînțeleasă. Noi singuri, nu prea am înțeles. Strani, nu am înțeles comportamentul CSM-ului. Și vreau să spun că stran este și faptul că anterior, în cazuri similare, când procurorul venea cu astfel de solicitări, da, ele erau examinate după ușile închise, în deliberări când se ieșeau judecătorii respectivi iarăși cu ușile închise, dar pronunțarea era una publică. De asemenea, nu am întâlnit probleme ca să nu putem intra deloc în sediul CSM-ului așa cum a fost astăzi, ca doamna de la pază pur și simplu a încuiat ușa și... Da, eu vreau să te întreb, tu ai o experiență destul de mare. Ți se pare că accesul ziariștilor la informații de ordin public devine din ce în ce mai complicat sau nu? Este adevărat, chiar este și percepția mea că accesul la informații devine tot mai greu, dacă este să vorbim în cazul concret despre Consiliul Superior al Magistraturii. Anterior, jurnaliștii aveau acces nemijlocit lângă, la intrarea în sala de ședințe și atunci aveau posibilitatea să intervieze direct după ședință procurorii, membrii CSM. Să afle informația. Să afle informația de interes, da, direct, public, ca să-și informeze telespectatorul. Pentru că de cele mai multe ori, știu și eu, judecătorii sunt foarte supărați pentru că noi nu înțelegem, pentru că noi nu reușim să transmitem mesajul lor. Dar, pe de altă parte, vă țin după ușă. Ei nici nu vor să ne explice. Acum noi suntem ținuți în acea cameră, iar astăzi ne-am confruntat cu problema că nu aveam nici sunet, nici nu a fost publică hotărârea.
O altă problemă este și comportamentul purtătorului de cuvânt al acestei instituții. Domnișoara a coborât, pe lângă faptul că nu răspunde la telefonul din birou niciodată, ea ne-a spus nouă că, de fapt, ea nu poate să ne ofere niciun număr de telefon mobil de serviciu pentru că nu are. Și a făcut datoria, v-a informat că nu poate. Da, dar după ce am discutat la sfârșitul ședinței cu domnul Micu, am purtat o discuție cu dumnealui și l-am întrebat, poate să-i oferim noi un număr de telefon purtătorului de cuvânt. Și el a spus că nu, că de fapt are și ne-a oferit numărul de telefon mobil. Prin urmare... Dar de ce crezi că se comportă așa? Pentru că nu au ce să vă spună? Pentru că se tem de voi? Pentru că... Eu bănuiesc că ei încearcă, ei încearcă să ascundă. Da? Este mult mai ușor să nu răspunzi la... Să-și protejeze colegii, pentru că până la urmă acești judecători sunt foștilor colegi cu care s-au întâlnit pe coridoare. Fie să-și protejeze colegii, bine, este mai ușor să nu răspunzi la telefon decât să te justifici și să-ți pătezi propria imagine. Sergiu, eu îți doresc oricum succes mai departe, meseria ta, știu că este grea, dar tu te descurci foarte bine și îți mulțumim. Continuăm cu alte știri. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor Ion Chicu ar putea prelua fotoliul de ministru. Candidatura acestuia a fost anunțată astăzi de către Pavel Filip în cadrul briefingului săptămânal al PDM. Premierul și-a exprimat speranța că președintele Igor Dodon va susține această candidatură. Candidatul propus pentru funcția de ministru al finanțelor este domnul Ion Chicu. Am prezentat această candidatură colegilor de la partid, a fost susținută unanim. Filip susține că era bine ca în fruntea ministerului să vină o persoană care să asigure continuitatea reformelor elaborate și să nu aibă nevoie de mult timp să se adapteze. Ion Chicu a fost numit în funcție de secretar general de stat al Ministerului Finanțelor în ianuarie curent. Funcția de ministru a devenit vacantă după ce Octavian Armașu a preluat funcția de guvernator al Băncii Naționale. Multe persoane cu afecțiuni psihice sau din familii sărace au rămas fără locuințe după ce au ajuns pe mâinile unor escroci. Indivizii, 6 la număr, ar fi selectat victimele cu locuințe care acumulau datorii pentru serviciile comunale. Respectiv, le propuneau un alt loc de trai, însă îi duceau în regiunea transnistreană, iar mai apoi îi lăsau fără locuință. Valoarea prejudiciului se ridică la peste 8 milioane de lei. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi activat în perioada anilor 2008-2016, iar din ea făceau parte femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 20 și 50 de ani. Aceștia selectau persoane social vulnerabile și cu dizabilități psihice din municipiul Chișinău, care aveau în proprietate bunuri imobile și datorii acumulate la serviciile comunale. Suspecțiile promiteau victimelor un trai mai bun în alte localități din Republica Moldova. În final, însă, victimele erau duse în regiunea transnistreană, unde erau private de libertate și impuse să muncească la câmp, fără a fi remunerate. Procurorii mai spun că suspecții ar fi beneficiat de pensia uneia dintre victime după ce a impus-o să semneze o procură, iar într-un alt caz, o persoană sub amenințări fizice și psihice a fost impusă să comită o escrocherie financiară împreună cu membrii grupului criminal. Tot în bază de procură, victimele erau deposedate de locuință, iar după ce le vindeau casele, suspecții eliberau persoanele din locurile de unde erau deținute temporar. De regulă, acestea fie ajungeau în spitalele de psihiatrie, fie deveneau oameni ai străzii. Pentru a reține pe indivizi, oamenii legii au documentat cazul timp de aproape 2 ani. Astăzi, procurorii și polițiștii au efectuat 18 percheziții la domiciliile lor, dar și în automobilele acestora. Procurorii mai anunță că în urma descinderilor au fost depistate acte perfectate notarial, extrase din registrul bunurilor imobile pe diferite bunuri din municipiul Chișinău, dar și alte documente și obiecte care au importanță pentru cauza penală. Suspecții sunt cercetați acum pentru comiterea a 3 infracțiuni. Valoarea prejudiciului adus victimelor se ridică la peste 8 milioane de lei. Crimă îngrozitoare în raionul Florești. Un taximetrist ar fi fost omorât chiar de propriul client după ce între cei doi s-a iscat o ceartă. Cadavrul a fost descoperit de polițiști într-un lan din apropierea satului Putinești, iar suspectul, un tânăr de 18 ani, a fost arestat. Oamenii legii au fost alertați acum 2 zile că în apropierea unui sat din raionul Florești a fost depistat un automobil accidentat și abandonat. Mai târziu la poliție au telefonat și rudele taximetristului în vârstă de 58 de ani. Tot în aceeași dimineață, în jurul orei 8,
au telefonat la poliție niște persoane care au comunicat că urât de a lor nu a revenit de cu seara de la serviciu. În urma măsurilor între pensie, în aceeași zi, în extravilanul statului Putinești, a fost depistat cadavrul taximetristului cu semne vizibile de moarte violentă. În scurt timp, poliția a dat de urmele tânărului de 18 ani care s-ar face vinovată de crimă. Acesta ar fi comandat un taxi și apoi a urcat în mașina victimei. În drum spre destinație, cei doi s-ar fi certat. Tânărul, enervat, l-a scos pe taximetrist din automobil, l-a bătut și l-a aruncat fără suflare în câmp. Apoi acesta a urcat la volanul taximetrului și a plecat. Însă peste puțin timp a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe șosea și s-a răsturnat. După impact, bănuitul a fugit de la fața locului, lăsând automobilul avariat pe marginea drumului. Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă pedeapsă cu închisoare de până la 15 ani sau detenție pe viață. Protest inedit la Judecătoria Botanică din capitală. În jur de 150 de pensionari au depus cereri de judecată contra Guvernului și Casei Naționale de Asigurări Sociale. Oamenii spun că primesc pensii mici, iar banii abia dacă le ajung pentru medicamente și pentru câteva produse alimentare. Din cauza că erau mulți în fața ghișeilor de recepționare a petițiilor, s-au format cozi. Protestatarii au fost mobilizați de liderul unei mișcări civice, iar anterior un protest similar a avut loc și în afara sediului Partidului Democrat. Stopați genocidul moldovenilor! Stopați genocidul moldovenilor! Am ne cerem asta guvernului care uita de oameni, cei care au pus bazele statului ăsta. Pensionarii au umplut holul instanței în jurul orei 10 dimineața. Aceștia au stat în rând ca să dea în judecată autoritățile și speră că măcar astfel vor fi auziți. Femeia din imagini are 77 de ani, locuiește de una singură, iar pensia de 1400 de lei pe care o primește nu-i ajunge nici măcar pentru a-și cumpăra medicamente. Nu cumpărăm nimic, fasole, cartofi, garoche, cam ea trebuie de luat și ne dăm în jumătate pentru davlenie, numai eu și gata, mai mult nu eu. Pentru că nu ne ajunge. O altă pensionară spune că are noroc de fiise care o ajută. În caz contrar, nu știe cum ar exista. Eu primesc o pensie de 1120 de lei. Și fac eu cu dânsa? Îmi trețe în fișorul. Dar care n-are nici fișor din când însu. Cum trăiești el? Eu nu-i închipul. Te duci la medicamente scumpit foarte. Gazul scump, lumină scump. Noi nu trăim, dar noi existăm. Iar domnul Andrei și-a împărțit pensia pe zile ca să nu cheltuie mai mult decât își permite. I-a ieșit câte 15 lei. Am numai o lampă în casă. Nu dobiți să apară lumina zilei afară. Lampa se stânge. Să fac cât e posibil economie. Dintre acestea 10-15 lei pe zi eu pot să cumpăr numai o pânică sau niște oase care nu se vede nimic pe dânsele ca să împac acolo o fiertură ceva sau niște acolo, hai zicem, niște legume și gata. Oamenii au fost mobilizați de copreședintele Mișcării Social-Politice Speranța Nadejda, Andrei Donică. Acesta spune că pensiile au fost calculate greșit, iar cererile depuse astăzi ar urma să pună punct acestei nedreptăți. Noi considerăm că pensiile s-au cotit greșit și instanța de judecată am depus acum cererile pentru a obține dreptate pentru pensionarii care au pensii mici de minim de existență și pentru a obține pensiile acestea, care în ziua de astăzi este 9732 de lei, cum spune că minim de existență, dar de fapt e 3000 de lei. În total au fost depuse 143 de cereri. Acestea urmează să fie transmise judecătorilor care se vor expune ulterior. La moment, cererile au fost depuse în cancelarele. În decurs de 3 zile se transmit judecătorului. Pe parcurs, judecătorii deja decid ce urmează să facă. Anterior, oamenii au protestat față de pensiile mici și în fața sediului Partidului Democrat. Săptămâna trecută, liderul PD a anunțat că vârstnicii care primesc o pensie lunară sub 2000 de lei vor beneficia de Crăciun de un ajutor financiar unic de 600 de lei, în total fiind vorba de circa 553.000 de persoane. Iar din 1 ianuarie 2019, potrivit PDM, pensionarii care au venituri mai mici decât minimul de existență stabilit la această categorie, sub 1589 de lei, vor beneficia de o majorare de 10%. Trăim la nivelul sărăciei și mai jos, constată studiul sociologic Barometrul Opiniei Publice. Potrivit prezentării, pentru circa 70% dintre respondenți, banii câștigați le ajung doar pentru strictul necesar, iar pentru unii, nici măcar pentru atât.
Astfel, 31% dintre cei întrebați cum se descurcă cu veniturile familiei spun că banii nu acoperă nici măcar necesitățile de bază. Doar 24% dintre participanții la sondaj se declară mulțumiți de veniturile obținute, dintre care doar 3% susțin că își permit un trai decent și chiar să cumpere bunuri mai scumpe. Noi trebuie să considerăm că, iată, majoritatea cetățenilor în fond locuiesc la nivelul sărăciei, ne ajung pentru strictul necesar doar, sau mai jos de nivelul sărăciei, nu ne ajung nici pentru strictul necesar. Totuși, aceste date diferă de declarațiile făcute de premierul Pavel Filip atunci când a anunțat de pe scena meetingului PD din 21 octombrie că nu mai suntem cea mai săracă țară din Europa, pentru că salariile ar fi crescut cu 30% în ultimii 3 ani. Sondajul barometrului de opinie publică mai arată că doar 20% dintre cei intervievați sunt mulțumiți de modul cum trăiesc în general. Totuși, de două ori mai mulți nu sunt satisfăcuți și își fac griji cel mai mult pentru prețurile mari, viitorul copiilor, sărăcia și șomajul. În aceste condiții, similar cu celelalte sondaje de opinii prezentate recent, o majoritate de 73% dintre cei intervievați cred că lucrurile merg într-o direcție greșită în țară și doar 17% consideră că mergem într-o direcție bună. Astfel, întrebați ce ar trebui făcut prioritar pentru îmbunătățirea situației, pe primul loc se clasează schimbarea conducerii, pentru care au optat circa 30% dintre intervievați. Combaterea corupției este a doua cea mai populară opțiune urmată de dezvoltarea întreprinderilor industriale și combaterea criminalității în țară. Barometrul opiniei publice a fost efectuat în perioada 9-23 noiembrie anul curent, pe un eșantion de 1115 persoane din 82 de localități. Marja de eroare este de plus minus 3%. Sondajul a fost elaborat de către Institutul pentru Politici Publice cu finanțare de la Soros Moldova. A început campania electorală, așa a comentat premierul Pavel Filip, investigația publicată ieri de Rise Moldova cu privire la imobilul numit Palat, în articol de pe strada Paris din capitală. Casa aflată în vecinătatea premierului a fost cumpărată de o companie administrată de fiul lui Pavel Filip. Autorii investigației resping acuzațiile. Dar dumneavoastră ați citit acest articol publicat de către Rise Moldova? Da, și? Ați văzut vreo acuzație în acest articol? Nu e vorba de o acuzație. Nu. Păi și eu nu am văzut nicio acuzație acolo și părerea mea că s-a pornit campania electorală și a fost o relatare poate mai detaliată a declarațiilor publice pe care le-am făcut până acum. Și dacă ați citit și răspunsurile mele, atunci cred că ați obțineți răspuns și la întrebarea dumneavoastră. După cum a spus el la tribuna partidului că el în articol nu a văzut acuzații și este corect, pentru că noi atunci când scriem încercăm să nu acuzăm, dar să demonstrăm prin fapte. Iar restul declarațiilor care le-a făcut el de ordin politic îi aparțin. În context, Pavel Filip susține că ar dori să citească pe site și subiecte despre reprezentanții opoziției. Am citit foarte atent tot ce a scris Rise Moldova și chiar pare mi se numește la dumneavoastră investigațiile politicienilor de la putere și din opoziție. Vreau să vă spun că o să cred în independența dumneavoastră atunci când o să văd și investigația celor din opoziție. Dacă intri pe Rise Moldova, o să vezi acolo articole și despre opoziție și despre guvernare. Deci asta nu poate să fie o opinie îngustă să zici că sunt doar despre guvernare. Înțeleg că îi deranjează materialele noastre și atunci ei selectează doar ceea ce vor ei. Potrivit unei investigații Rise Moldova, o companie administrată de fiii prim-ministrului a cumpărat o casă amplasată lângă locuința tatălui lor. Casa de aproape 400 de metri pătrați a fost scoasă la vânzare cu 200.000 de euro în urma unei probleme financiare ale fostului proprietar, fiind sechestrată de către executori. Întâmplător sau nu, dar toate restricțiile au fost anulate chiar în ziua când proprietarul a vândut imobilul. Casa cu două nivele iese în evidență prin acoperișul argintiu înconjurat de mai multe cupole, iar interiorul a fost decorat cu lustre mari și pereții aurii. Pavel Filip a declarat că locuința a fost procurată în scop investițional, fără a preciza pentru ce exact. La aproape 3 ani de la atacul cu grenada asupra casei fostului guvernator Dorin Drăguțanu, autorul infracțiunii încă nu a fost identificat, iar dosarul a fost suspendat. Nici măcar Drăguțanu nu mai este interesat de mersul anchetei. Acesta a spus că are lucruri mult mai importante decât să alerge după atacatori.
Procurorul care examinează dosarul privind atacul cu grenadă de la casa lui Dorin Drăguțanu a declarat pentru TV8 că, deși dosarul nu a fost clasat, urmărirea penală a fost suspendată. În același timp, măsurile speciale continuă. Au fost șoldive și expertize numite, nu pe timp procesoare să-i fie. Urmărirea penală a fost suspendată, prin motivul că nu a fost posibil destăpire careva persoane suspecte. Nu am verificat mai multe versiuni, dar cuiva din intrată venire definitiv că fi posibil expirea cauza instanță judecată, nu a fost posibil. Totuși, în 2016, la scurt timp după incident, Gheorghe Cafcaliuc anunța că oamenii legii dețin suficiente probe, iar cazul este investigat de cei mai buni specialiști. Avem imagini video, mai avem și alte probe. Prin indicația ministrului de interne, a mea ca conducător a poliției, au fost desemnați cei mai buni lucrători angajați ai serviciilor speciale de investigație din cadrul INI. Probe sunt, se examinează toate probele, electronice, video, audio, foto și alte momente, biologice dacă doriți. Fostul guvernator pare să nu fie deranjat de faptul că suspecții nu au fost prinși. Nu știu unde a avansat ancheta. Noi ne simțim, familia mea se simte în siguranță. Dacă o să fie informații noi, probabil că va fi făcută cunoscută. Dar nu v-ați interesat? Eu am lucruri mult mai importante decât să alerg după năluci. Incidentul s-a produs noaptea pe 1 februarie 2016. Atunci persoane necunoscute au aruncat cu o grenadă la balconul casei lui Dorin Drăguțanu. A doua zi după deflagrație, soția fostului guvernator al BNM a scris că în timpul exploziei toată familia era în casă. În urma atacului, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii au calificat incidentul drept un act terorist. O femeie de 57 de ani a ajuns la spital cu arsuri după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a avut loc la amiază pe strada București din capitală. Flăcările ar fi fost provocate de un scurt circuit. Deci cel mai probabil e scurt circuit la cablurile electrice. Nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor ce privește electricitatea. În urma incendiului, stăpâna casei, o femeie în vârstă de 57 de ani a primit arsuri de gradul 2 și a fost dusă de o ambulanță la spital. Flăcările au distrus toate bunurile materiale, iar salvatorii au reușit să evacueze o butelie de gaz din locuință, astfel evitând producerea unei explozii. Venit la fața locului, vicepretorul sectorului centru a promis ajutor familiei. De-abia suntem în examinare. Vedeam, iată, am vorbit cu doamna care locuia, spune că la scurt circuit s-a aprins, practic ars tot, de apartamentul e distrus, mâine se invitați la pretură să vedem ce facem. Poate le acordăm ajutor din fondul de rezervă a primăriei municipiului Chișinău. Cauza, toate circumstanțele și prejudiciile incendiilor urmează a fi stabilite ulterior. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să sune la 112. De la începutul anului, în Republica Moldova, au avut loc peste 1500 de incendii. Ion Mărgineanu, care a mers pe jos din Bălți, tocmai spre Alba Iulia, s-a întors acasă. De data aceasta nu pe jos, ci cu mașina. După ce a parcurs peste 500 de kilometri în doar 29 de zile, acesta a fost întâmpinat cu pâine și sare de mai mulți tineri unioniști din capitală. Bărbatul spune că astfel și-a împlinit visul de a fi la aniversarea celor 100 de ani de la Unire, în orașul istoric, unde a avut loc Marea Adunare Națională. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns la Chișinău a fost să depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. După aceasta, Ion Mărgineanu le-a povestit tinerilor emoțiile prin care le-a trăit în drumul spre Alba Iulia. Drumul a fost greu, dar bun și ușor l-am sărpuns pentru că m-am pornit cu dragoste față de țară, cu dragoste față de oamenii din țara mea. Biserici întregi ieșau înainte și ne așteptau la preoți acasă. Vai ce frumos ne-au primit! Am de povestit cel puțin 30 de zile, nu mi-ar ajunge cât de frumos am petrecut. În semn de respect, unioniștii l-au primit cu pâine și sare. Fostul deputat, în vârstă de 78 de ani, a relatat că anume oamenii cu inima mare l-au ajutat să treacă peste greutăți în țara vecină. Unii chiar și lipseau de la lucru doar pentru a petrece câteva ore în drum cu Ion Mărgineanu. Mi-e rușine să zic, dar cred că puțini funcționari de stat sunt care au primit atâtea binecuvântări din partea
miilor și zecilor de mii de oameni. Șoferii ni se analizau binecuvântarea din mers. Mașiniștii de la trenuri scoteau niște sirene mari, lansau niște sirene mari, chiar ca să ne salute. Încotro, băieți? Rome. Ia la ca undeva spre Roma, dar tăce până Alba Iulia. Ajuns la Alba Iulia, bărbatul a povestit că a rămas mirat să vadă atât de mulți moldoveni în jurul său. S-au prezentat peste 150.000. Eram într-un moment când stăteam lipiți unul de altul și nu puteam face niciun pas. Atâta lume era pe piețele cele de la Alba Iulia. Așa de mulți basarabeni au fost acolo, aproape din fiecare raion, ca să nu zic din fiecare sat. Mii. Ideea unirii a fost peste tot vie și realizată și primită. Oamenii care l-au întâmpinat spun că acesta a devenit un erou pentru ei, demonstrând astfel că unirea ar fi tot mai aproape. De altfel, pentru că și eu am participat vara aceasta la un astfel de marș, marșul care a pornit de la Alba Iulia și a ajuns la Chișinău, și știu foarte bine ce înseamnă să mergi pe jos și să parcurgi o distanță atât de mare, întâlnind diferite dificultăți. Este un act de curaj. Un lucru care nu l-ar face fiecare și e fapt eroic, pentru că e o distanță foarte mare, dar am mers cu acel foc în ochi și suflet, cu un gând foarte clar și cu o idee frumoasă pentru noi. Domnul Mărzineanu ne-a arătat un exemplu, că vârsta nu este o limită pentru a iubi românește. Ion Mărgineanu și-a început drumeția la 1 noiembrie, ora 12, din fața clădirii poștei din Bălți. Pentru a ajunge la timp la Alba Iulia, acesta parcurgea zilnic câte 20 de kilometre și a fost ajutată de cei trei copii ai săi pentru a suporta drumul cu bine. Chiar dacă lupta cu corupția este tema dominantă a programului de guvernare, în ultimii ani nu au fost înregistrate progrese la acest capitol. De această părere sunt reprezentanții societății civile și experții de la Transparency International, care au participat astăzi în cadrul unei conferințe internaționale dedicate acestui fenomen. La eveniment au participat și experți din 15 țări, care au discutat despre dosarele pornite la nivel înalt pe cazuri de corupție politică, dar și despre provocările regionale. Potrivit experților, corupția politică este principalul impediment al dezvoltării statului democratic în Republica Moldova. Chiar dacă guvernanții au proclamat lupta anticorupție drept o prioritate în programul de guvernare, reprezentanții societății civile și Transparency International în Moldova în parte nu a văzut prea multe progrese la acest capitol. Nu e numai Moldova în jocul ăsta. Din păcate, trendul în toată regiunea e prost și trebuie să găsim o soluție. Participanții la discuții au vorbit și despre angajamentele pe care țările lor de origine și le-au asumat pentru a preveni corupția politică. Experții din Georgia, de exemplu, au recomandat să preluăm experiența lor. The region and especially in Eastern Europe, the problems and the signs are very troubling because we see that these countries are... Un rol important în lupta cu acest fenomen îi revine presei de investigație, susțin experții. Nimeni nu știm cum va arăta presa în 50 ani de aici înainte. Poate o să fie presă ONG-uri, presă pe proiecte, presa asta mainstream nu intră nimic pe ea. Ei sunt de fapt parte din sistemul corupt. Și atunci noi lucrăm așa pe la margini. Va trebui să ajungem la cetățeni peste capul guvernului și al aparatului său mediatic. Jurnalismul de investigație este un produs scump. Redacțiile de regulă tradiționale nu își pot permite să finanțeze, să își asume cheltuielile pentru întreținerea jurnaliștilor de investigații, și aici intervine rolul donatorilor externi, partenerilor de dezvoltare care, din fericire, își asumă aceste cheltuieli. Conferința internațională a întrunit zeci de experți și reprezentanți ai societății civile de la Chișinău, dar și din Uniunea Europeană. Evenimentul Conjugarea eforturilor împotriva impunității și corupției politice a fost organizat de Transparency International Moldova cu sprijinul Fundației Americane pentru Promovarea Democrației în Lume, National Endowment for Democracy. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21, Iana Stepanenko vă așteaptă la știrile în rusă, după care politica Nataliei Morac la 21.30. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv8.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!